primul rând aș vrea să vorbesc despre Filmstock. Filmstock este un nou concept în ce înseamnă piața festivalelor de film din România. Încercăm să facem un festival de film relaxat, în care să se pună accentul pe film, în care să nu conteze atât de mult mondenitatea, partea oficială, invitațiile, cum să spun, toată ceremonia care însoțește mai nou vizionarea unui film. Încercăm să readucem obișnuința și simplitatea gestului de a merge la film. De aceea, noi am adus, pentru o primă ediție, am adus retrospectivele a câteva dintre cele mai importante festivaluri de film din țară. Acestea ar fi Festivalul Next, realizat în memoria sound designerului și compozitorului Andrei Tompu și regizorului Cristian Nemescu. Avem o retrospectivă a Festivalului Internațional de Film de la Iași, care s-a aflat anul trecut la prima ediție și a avut o selecție spectaculoasă, precum și câteva filme care au fost prezentate în cadrul festivalului Green Planet Plus, un festival de film dedicat mediului. Avem câteva proiecții speciale, acestea ar fi Nuntă în Basarabia, o comedie savuroasă, ar fi Romanian Shortwaves, o selecție de filme de scurtmetraj a unora dintre cei mai importanți regizori tineri din România, prezentată la Cannes în anul acesta. E vorba de Paul Negoescu, Adrian Sitaru, Ciprian Alexandrescu, Alexandru Mavrodineanu, Adina Pintilie, Iulia Rugină și mai sunt încă câteva. Ele sunt multipremiate, foarte apreciate. Avem filmele de la Asociația Sper, o inițiativă deosebită a Asociației Stop Prejudecăților către Etnia Romă. Este vorba de 15 filmulețe, între 5 și 10 minute, realizate de copii din comunități tradiționale țigănești. Ei au fost aduși la Timișul de Sus, din 25 de astfel de comunități, și vreme de 3 săptămâni, mi se pare, au realizat aceste filmulețe după ce au învățat despre ce înseamnă tradiția romă, cultura, obiceiurile, meserile tradiționale, muzica. Ei, practic, au realizat filmele de la zero, sub îndrumarea unor trainer profesioniști și o joacă extraordinară, adică la un moment dat se au și râsetele realizatorilor pentru că copiii sunt absolut delicioși. Cum spuneam, vineri avem o proiecție specială care deschide practic ce însemna Stop Stop până acum, e vorba de filmul The Boat, Death Rock, un film britanic realizat de Richard Curtis cu Philip Seymour Hoffman, Bill Nye, Nick Frost. Practic, filmul ăsta am spune noi că definește Stop Stop. E un film despre libertate de expresie, despre rock and roll, povestea unor DJ absolut răzniți care, neavând voie să emită din spațiul britanic, s-au mutat cu un vapor, pe pavă, practic, în afara apelor teritoriale și au probleme cu autoritățile. Da, e un film absolut nebun, care în același timp întărește niște valori și niște principii în care noi credem foarte tare și de aia se face Stop Stop. După această proiecție, The Boat Death Rocked, încă o dată, chiar trebuie văzut, avem un film horror la miezul nopții, pe malul mării, tot la Hand, unde vor fi proiecțiile. E vorba de Drag Me to Hell, un film prezentat în Festivalul Internațional de Film de la Iași, un horror care o să facă o atmosferă aparte. Workshop-uri, avem trei workshop-uri, unul dintre ele, distribuție și marketing de film, problema, o necunoscută pentru mulți dintre tinerii care vor să facă, nu doar film și videoclip, ce te faci cu el după ce l-ai realizat. Doamna Ada Solomon și cu sfaturile celor de la Media Pro Distribution vom încerca să dăm niște noțiuni de bază. În a doua zi vom avea invitat pe Adrian Sitaru, care este un regizor care nu cred că mai are nevoie de prezentare. El ne va învăța ce înseamnă să realizezi un filmuleț sau un videoclip cu low budget. Iar în a treia zi, Cătălin Saizescu, realizatorul filmului Milionar de Weekend și o grămadă de clipuri și spoturi, ne va învăța ce înseamnă, de fapt, videoclip, cum funcționează el, care e relația între muzică și film și imagine. Un concurs la Filmstock a fost inițiat pentru tinerii până în 20 de ani, care puteau să trimită ideea lor despre ce înseamnă festivalul de la Stop Stop, promovarea festivalului, sub orice formă, de la o idee scrijelită de cei care habar n-aveau până la un scenariu sau un treatment în toată puterea cuvântului. Astăzi seară vom alege câștigătorii care vor fi invitați la Vama Veche să se alăture echipei organizatoare. Ei vor fi, să spun așa, trainuiți, adică în prima zi, marți, li se va ține un seminar, un crash course în filmmaking, un fel de guerilla film,
cum să-și facă viabilă ideea, cum să o poată transforma într-o producție propriu-zisă, chestie care se va întâmpla a doua zi cu ajutorul lui Videolink și al lui 4K. Iar în a treia zi spotul va fi montat pentru a fi difuzat pe scena mare, pe internet și așa mai departe. Practic le oferim o primă interfață, sperăm că e o primă interfață, câțiva dintre ei au ceva experiență în do-it-yourself. Și chiar avem încredere că o să iasă un spot frumos.